Fetița din Statele Unite a fost tratată asemeni unei infractoare doar pentru că nu a restituit la timp niște banale cărți împrumutate de la biblioteca orașului. Copila s-a îngrozit când un polițist a venit să o caute acasă la insistențele bibliotecarei, care voia cu orice preț cărțile înapoi. Părinții fetei consideră că gestul este unul exagerat. I closed my door, I looked at my daughter and she started crying and I said, "What's the matter?" And she goes, "Is that policeman going to arrest me?" Cum altfel să fie când s-au trezit cu polițistul în fața ușii? Iar asta doar pentru că mama uitase să restituie două cărți împrumutate de la biblioteca locală. Până și agentul părea jenat de situație. Nobody wanted to on this end get involved in it, but the library contacted us and the chief delegate and apparently I was one of the low men on the totem pole. Femeia spune că intervenția poliției pentru a recupera câteva cărți se pare cel puțin exagerată. Conducerea bibliotecii se apără și susține că n-a găsit altă cale de a trata clienții cu datorii mari care nu răspundeau la mesaje. Legile locale prevăd și pedepse penale pentru nerestituirea cărților, dar cel puțin în cazul de față, volumele buclucașe au ajuns înapoi pe rafturile bibliotecii.